Când pronunțăm numele Kennedy, cu toții mergem cu gândul la fostul președinte american, ucis într-un atentat în plină stradă. J.F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Dacă am avut mai multă curiozitate, poate am ajuns să aflăm și povestea celuilalt frate, ucis și el în timpul unei campanii guvernamentale, Robert F. Kennedy. Dar nu este nici pe departe întreaga poveste. O serie lungă de dezastre, propagate din generație în generație, au marcat cursul timpului în numai 80 de ani, din anii 40 încoace. Crime, sinucideri, accidente de avion, cel puțin 10 decese au avut loc în acest fel, boli îndelungate, morți violente, 80 de ani de tragedii care au determinat presa din întreaga lume să vorbească despre un blestem. Sunt Otilia, prieteni. Rămâneți la timpul repovestite să urmărim lungul șir de nenorociri care s-au împletit parcă intenționat cu destinul familiei Kennedy, una dintre cele mai importante familii din America. Să începem cu începutul, așadar, originile familiei Kennedy. Este o familie irlandeză din New Ross, comitatul Wexford, aflat la sud de Dublin. Rădăcinile acestei familii sunt mai vechi și mai adânci și ajung până la Brian Boru, marele înalt rege al Irlandei, care a domnit în secolul IX. Alte secole mai târziu, când mărturile au început să fie și mai concludente, se remarcă povestea lui Patrick Kennedy, născut într-o familie de fermieri. Notăm anul 1849. Patrick Kennedy avea 26 de ani când, la fel ca mii de alții cetățeni mânați de bolile și foamea care a stârpit Irlanda, a emigrat în Statele Unite, unde se forma o puternică colonie europeană. Vaporul l-a dus în orașul în care a și rămas, Boston. N-avea să se mai întoarcă în Irlanda, așa că și-a întemeiat o familie, căsătorindu-se cu aleasa sa, devenind apoi tată a 5 copii, în timp ce începuse o slujbă în politică. Povestea începe să devină interesantă. Ultimul său fiu se naște când Patrick Kennedy al nostru avea doar 9 ani de când pusese piciorul în America și de când își făurise o familie. Iar asta însemna 1858, un an plin de decese din cauza holerei care împânzea acum noua America. Așadar, irlandezul Patrick Kennedy moare tânăr, la 37 de ani, lăsând în urmă o soție cu 5 copii, iar ultimul de-abia născut. Decedează pe 22 noiembrie, o dată fatidică care se va mai repeta în istoria familiei Kennedy mai târziu. Dar să privim cu atenție pe ultimul fiu, născut în anul în care tatăl său a decedat, 1858. Acesta îi poartă cumva numele, Patrick Joseph Kennedy, și îmbrățișează când va fi mare cariera politică pe care tatăl său n-a mai apucat să o termine. În 1887, la 29 de ani, se căsătorește și el, firesc, și devine tată a 4 copii de asemenea, dintre care primul primește numele Joseph Patrick Kennedy, o inversare importantă de nume. Acest Joseph P. Kennedy nu este nimeni altul decât tatăl viitorului președinte al Statelor Unite, John Fitzgerald Kennedy. Ei bine, în îndelungata sa viață, trăind mai mult decât unii dintre fiii săi, a fost președinte de bancă, cunoscut precum unul dintre cei mai tineri, apoi om de afaceri, investitor și, bineînțeles, ambasador al Americii în vremea lui Roosevelt. Acest Joseph Patrick Kennedy era cunoscut de către prieteni precum Joe. În imagine îl vedem pe seniorul Kennedy înconjurat de soție, o fiică a primarului din Boston, alți fii și nurori cu ocazia unei aniversări. A avut în total 9 copii și a decedat în 1969, retras din activitatea sa politică. Poate nu toți dintre fiii săi, cei 9, erau la fel de înverșunați să facă avere și să se remarce în politică, însă, cu siguranță, primul născut, J.P. Kennedy Jr., era speranța familiei. Nu doar tatăl său, care devenea ambasador, dar și bunicul din partea mamei, primarul orașului Boston, împingeau pe tânărul Kennedy spre politică. Bunicul primar, pe numele John F. Fitzgerald, la nașterea primului său nepot, a spus deja la știri: acest copil este viitorul președinte al națiunii. Însă, nu acestea au fost planurile destinului la președinția Statelor Unite.
Cel de-al doilea fiu al lui Joe, adică John, care a primit prenumele bunicului său Fitzgerald, va fi cel care va deveni cel de-al 35-lea președinte al Americii, ceva mai târziu. Deja suntem, cronologic vorbind, în 1963, când s-a produs celebrul asasinat al lui John Fitzgerald Kennedy în Dallas. La 22 noiembrie, în aceea zi, cu a morții bunicului său, Patrick Kennedy. Totuși, nu aceasta a fost povestea care a declanșat legenda blestemului familiei Kennedy. Aceasta a fost, poate, evenimentul care a tras atenția către șirul de întâmplări care se produsese înainte. Multe alte evenimente dezastruoase, de fapt, au început să afecteze descendența Kennedy încă din 1941. Cu această ocazie îl lăsăm puțin deoparte pe președintele Americii și ne ducem puțin înapoi cu 20 de ani înainte la tatăl său, Joseph Patrick Kennedy, senior, și la una dintre surorile celebrului președinte, adică una dintre fiicele acestui J.P. Kennedy. Dintre cei 9 copii ai familiei, Rosemary era prima sa fiică și cel de-al treilea copil la număr. Toate bune și frumoase până când, adultă devenind, Rosemary Kennedy a suferit convulsii și schimbări violente de dispoziție. Tatăl ei i-a aranjat o lobotomie prefrontală în 1941, când ea avea 23 de ani. Părea să fie o tulburare de personalitate ușoară, însă intervenția n-a făcut altceva decât să-i creeze și mai mari pagube în personalitate, iar femeia își va trăi apoi restul vieții într-un centru de psihiatrie. Reținem totuși anul 1941, pentru că de aici a început totul. Cel de-al doilea război mondial, în derulare pe atunci, își lăsa și el amprenta asupra Americii. Înrolat în aviație, este primul născut al omului de afaceri, Joseph Patrick Kennedy, adică juniorul care îi va purta numele, marea speranță a familiei la președinția Americii. Printre altele, seniorul Kennedy își trimite fiul în Germania pe când partidul nazist se instala. Ambii păreau a fi în perfectă armonie cu planurile lui Hitler, adică și el și fiul care se dusese în vizită acolo. Fiul, Joseph Patrick, locotenent în aviația americană, a lăudat politica de sterilizare a lui Hitler ca fiind un lucru grozav, care va elimina multe dintre exemplarele dezgustătoare de oameni. În 1944, acest locotenent, Joseph Patrick Kennedy Jr., fratele mai mare al viitorului șef de stat, se afla la bordul unui bombardier pentru exercițiu. Din cauza unor defecțiuni de circuit, se pare că un detonator s-ar fi declanșat brusc, ceea ce a dus la explozia a 10 tone de explozibil. Aeronava s-a dezintegrat total în aer împreună cu echipajul. Speranța familiei de a urca la președinția statului revine acum următorului fiu, John Fitzgerald. Însă până atunci se va mai întâmpla ceva, la 4 ani după moartea fiului cel mare. Notăm acum anul 1948, 13 mai, și aducem în lumină povestea unei alte fiice acestei familii. Kathleen are 28 de ani și este sora mai mică a lui Joseph Patrick Jr., a lui John Fitzgerald și a lui Rosemary, despre care am discutat. Se căsătorește cu un nobil englez, devenind marchiză de Hartington, cu puțin înainte să devină și văduvă, căci soțul ei a murit în război în același an fatidic, 1944, la câteva luni după nuntă. O nuntă oficializată în mai 1944, cu 3 luni mai devreme de moartea fratelui mai mare, locotenentul, acela explodat deasupra canalului Mânecii în timpul unei misiuni de bombardament extrem de secrete. 2 dintr-o lovitură în același an pentru familia Kennedy și pentru biata Kick, așa cum era ea cunoscută. Era tânără și nici măcar n-avusese timp să-și cunoască iubirea în cele 4 luni de căsnicie, așa că inima ei a început să bată din nou pentru un conte de data aceasta, Fitzwilliam, aflat și el în plin proces de divorț de soție. Rose Kennedy, mama lui Kathleen, și-a exprimat dezaprobarea față de pretendentul fiicei sale și se pare că nu fusese prima dată, pentru că nici pe marchiz nu prea îl dorise. Dar de data aceasta a avertizat-o pe Kick că va fi renegată și dezmoștenită dacă se va căsători cu Lord Fitzwilliam. Era încă o femeie bogată, chiar dacă moștenirea ducatului trecuse mai departe către fratele soțului, așa cum era tradiția, căci ea nu avusese timp să dăruiască moștenitori. Oricum, nu se punea problema banilor familiei Kennedy, care, printre altele, nu era deloc amărâtă. Săraca Kick, Lady Hartington, a aflat că tatăl ei, încă ambasador pe atunci, avea să viziteze Franța și, în speranța că
avea să primească binecuvântarea acestui tată pentru a-și reface viața alături de iubitul ei, a plănuit o vacanță către Riviera franceză, unde se afla tatăl. Avionul a suferit niște turbulențe, în urma cărora a pierdut o aripă în aer, apoi diferite părți din el, iar în cele din urmă s-a prăbușit într-o râpă. Doi piloți și cei doi îndrăgostiți n-au mai avut nicio șansă. 13 mai 1948. Tatăl ei, Joseph Patrick Kennedy, a fost singurul membru al familiei care a participat la înmormântare, una aranjată de către familia Devonshire. Rose Kennedy a refuzat să participe la înmormântarea fiicei sale. După un fiu decedat în accident de aviație, o fiică internată în ospiciu de nebuni, încă un tragic accident de avion, contururile unui blestem încep a deveni din ce în ce mai clare. Din cei 9 fii ai ambasadorului Joseph Patrick Kennedy Senior, 6 mai sunt acum speranța familiei. Această listă a fiilor rămâne compusă din John, Eunice, Patricia, Robert, Jean și Edward, cunoscut precum Ted. Dar tragediile familiei Kennedy continuă fără probleme. Nici n-am ajuns la ce era mai rău. Suntem în 1955, la 11 ani după ce Kathleen a decedat, probabil suficient de mult timp ca viața acestei familii să se refacă, cât de cât. Următorul pe lista tragediilor este Robert, cel de-al 7-lea fiu al ambasadorului Statelor Unite. Acesta s-a căsătorit între timp cu Ethel Skakel, care la 5 ani după căsătorie își pierde ambii părinți într-un alt accident de aviație. Să spunem că această tragedie nu lovește decât prin asociere, însă în familia lui Robert povestea nici pe departe că se termină. Îl lăsăm puțin deoparte pe Robert și introducem în scena tragediilor noastre pe cel care poate a marcat cel mai mult istoria familiei și a națiunii America prin decesul său. Navigăm acum în 1961, când John Fitzgerald Kennedy depunea jurământul primului președinte catolic din istoria Americii, la 20 ianuarie 1961. Lumea era fascinată de cel de-al 35-lea președinte american și de frumoasa lui primă doamnă, Jacqueline, când un mare eveniment social întărește zvonurile despre blestemul familiei Kennedy. Sună și răsună relația cu actrița Marilyn Monroe, o relație deloc păzită de ochii presei și una care aruncă o pată asupra președintelui Kennedy și a senatorului Robert, fratele mai mic al președintelui. Un an mai târziu, în 1962, lumea este șocată de moartea subită a actriței Marilyn Monroe. Evenimentul are tentă politică, un șantaj, amenințare din partea rivalilor președintelui, care, evident, mai adăugau și servicii secrete și multe alte conspirații. Sosește anul 1963, cel mai rău pentru dinastia Kennedy. John și Jacqueline, sau Jackie, erau căsătoriți deja de 10 ani și erau părinți a 3 copii când cel de-al 4-lea născut a murit după 2 zile de la naștere, dar lor le mai murise o fiică, Arabella. Dar președintele trebuia să ducă mai departe sarcina la Casa Albă, într-o epocă marcată de războiul rece, acel război rece dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică. Apoi, mai era conflictul din Vietnam și alte tensiuni cu Cuba, o Cuba condusă de Fidel Castro. Avea planuri să combată tirania, sărăcia, boala, războiul, să crească programul spațial american, să adopte legi împotriva discriminării rasiale. Dar, la 22 noiembrie 1963, o dată la care un alt strămoș mai murise, chiar bunicul său, președintele american J.F. Kennedy vine asasinat în timpul unei parade. Cunoaștem povestea. Tragedia cu numărul 4 a familiei, iată că s-a construit, dă naștere, așa cum este firesc, în aceste cazuri, la un prelungit subiect de îndoieli și diferite ipoteze conspiraționiste, nedovedite până acum, dar care vor marca pentru totdeauna istoria Americii și a familiei Kennedy. Rămâneți aproape, dragii mei, căci dramele dinastiei nu s-au terminat. Mai sunt încă în viață câțiva copii din cei 9 frați și oare cine va fi următorul? Un an mai târziu, după asasinarea celui mai celebru Kennedy, începe a completa lista tragediilor Edward, cunoscut precum Ted.
este fratele lui J.F. și al lui Robert, ultimul fiu din cei 9, al lui Joseph Patrick Kennedy Sr. În iunie 1964, adică un an mai târziu după moartea fratelui său mai mare, președintele, a reușit să rămână în viață într-un nou accident de avion, în care unul dintre colaboratorii săi și pilotul a murit. După o lungă ședere în spital pentru a reveni după rănile suferite, Ted Kennedy va susține fără ezitare celebra frază: "Este cineva acolo sus care nu ne iubește." Încă un accident de aviație, încă o tragedie, o frază deja toate cuprinzătoare, era mai mult decât grăitor că familia însă își lua în calcul ipoteza unei sorți dezavantajoase. Iar această soartă nu viza numai clanul Kennedy, ci și pe cei care au avut de-a face cu ei. În același an, 1964, octombrie dar, fantoma președintelui asasinat mai dăinuie pe undeva, căci o fostă iubită de acestuia, una dintre multe altele, pe numele Mary Mayer, moare în circunstanțe niciodată pe deplin clarificate. S-a vorbit despre crimă în acest caz, dar... Însă visul politic merge mai departe și în cursă și în viață, obligat și înverșunat de atâta nefericiri și scoateri din joc, rămâne Robert Francis Kennedy, senator și procuror general al Statelor Unite în timpul președinției fratelui său. Trecuseră ceva ani de la moartea fratelui mai mare, președintele, dar nu destui, 5 la număr. Sosește momentul potrivit în 1968, când Robert F. Kennedy declară intenția de a intra la alegerile prezidențiale. Se pare că a avut oarecare avânt, a avut și susținători în drumul către Casa Albă, căci candidatura îi va fi oprită chiar în noaptea victoriei sale primare, în iunie 1968. Își terminase pledoaria, lumea l-omagia. Se simțea victorios în acea seară dată la recepția hotelului ambasador din Los Angeles când, însoțit de oamenii care încercau să-l scoată pe o ușă dosnică, corespondentă cu bucătăria hotelului, a fost împușcat mortal. Există o întreagă conspirație și intrigă în urma asasinatului comis de către imigrantul de origine iordaniano-palestiniană, pe numele Shiran Bishara Shiran. Acesta, în urma procesului care a durat ani de zile și a reconstrucției faptelor, s-a demonstrat că a fost hipnotizat și programat prin hipnoză să ucidă. Mi-ar plăcea odată să vă povestesc ce știu despre istoria asta. Așadar, dragii mei, încă un asasinat groaznic în familia Kennedy. Bătrânul tată, fost ambasador, încă mai trăia. Nu avem idee ce a simțit când, rând pe rând, fiii săi vin uciși cu bestialitate sau mor în accidente de aviație. Doi fii împușcați, doi morți în accidente de aviație, o fiică încă în ospiciu de nebuni. Ce-o fi crezut? Cum s-o fi simțit? Dar, probabil așa cum anticipați, blestemul familiei nu va înceta să se manifeste nici după cele două crime izbitoare. În iulie 1969, un an mai târziu după ultimul asasinat din familie, revine în colimator Ted Kennedy, scăpat deja de incidentul aviatic de cu 5 ani mai devreme, din 1964. De data aceasta se afla într-o călătorie cu mașina, însoțit de o iubită, ricoșează de pe un pod. El reușește din nou să rămână în viață, dar accidentul care a intrat în istorie ca fiind Chappaquiddick Incident va provoca moartea pasagerei. Ted Kennedy și el, senator, nu a raportat accidentul autorităților decât a doua zi de dimineață, când deja se descoperise accidentul, în plus mai părăsise și locul faptei, drept pentru care a fost condamnat la câteva luni de închisoare, dar nu foarte multe, 2, și acestea cu suspendare. Trebuie să vă spun că Ted Kennedy era căsătorit, dar, ca și frații săi mai mari, nu a fost niciodată fidel soției sale. Aceasta, însărcinată fiind din cauza tragediei și a urmărilor, a suferit un avort. Oricum, dragii mei, blestemul acesta al familiei Kennedy, așa cum am avut ocazia să observăm, i-a afectat și pe cei care au fost conectați indirect la familie. Fostă primă doamnă Jacqueline Kennedy își reface viața cu magnatul grec Aristotel Onassis în 1968, dar nici pe ea nu lasă în pace destinul care se împletise prea mult cu atâtea drame. La 5 ani după căsătoria tatălui său cu văduva Kennedy, fiul cel mai mare al omului de afaceri grec moare
într-un accident de avion pe cerul Atenei, la numai 24 de ani. Nu putem renunța ușor la povestea tragică a senatorului Ted Kennedy. Norocos până într-un punct că a rămas în viață, căci în același an, 1973, este lovit de o altă nefericire. Fiului său, Edward Jr., pe atunci având 12 ani, i-a fost amputat piciorul stâng pentru o tumoare. Părea să treacă un deceniu de liniște. Oare o fi fost cu adevărat liniște în această familie? Doar trei fiice ale bătrânului ambasador senior, Joseph Patrick Kennedy, mai păreau a nu avea probleme. Ele erau Eunice, Patricia sau Jean. Singurul frate mai mare în viață mai era Ted, mezinul, și mai exista, tot în sanatoriu, Rosemary. Trece un deceniu de liniște așadar, dar mai sunt urmași care să continue lista de drame. Ne întoarcem puțin la Bob Kennedy, cel pe care îl cunoaștem precum Robert F. Kennedy, ce nu apucase să mai ajungă președinte. Până la moartea sa, el și soția lui dăduseră naștere a 11 fii și fiice. Ei bine, unul dintre ei, David Anthony Kennedy, 24 de ani și copilul cu numărul 4 al cuplului, este găsit mort într-un hotel din Palm Beach, Florida. Suntem în 1984. Dependența de droguri și depresia era întoi în acele vremuri, mai ales pentru că bietul copil, pe vremea când era copil, urmărise victoria tatălui său la alegeri și câteva ore mai târziu, același post de știri anunța asasinarea acestuia. Avea 12 ani pe atunci, însă consumul de droguri a devenit soluția salvatoare. Mai târziu, o iubită acestuia rămăsese paralizată în urma unui accident de mașină, vehicul condus imprudent de către un frate mai mare al său. Din când în când ne mai întoarcem și la fosta prima doamnă, Jackie Kennedy. Aristotel Onassis, magnatul ei soț, deprimat din cauza pierderii fiului, a pus capăt căsătoriei cu ea. În 1988, o altă fiică acestuia a murit în vârstă de 37 de ani. Medicii vor spune că boala moștenitoare a fost cauzată de abuzul de droguri și de medicamente. Revenim din nou la Bob Kennedy și la un alt fiu al acestuia, de data aceasta fiul cu numărul 6 și frate mai mic al lui David, Michael pe nume. Piere într-un accident de schi pe pârtile din Aspen, în Colorado, chiar în ultima zi a anului 1997. Avea 39 de ani pe atunci. Nefericirile au luat și ele pauză o perioadă de timp, când un nou accident teribil de avion lovește iarăși familia americană. Era iulie 1999 când John Fitzgerald Kennedy Jr. și-a pierdut și el viața. Era cel de-al treilea fiu al cuplului John și Jacqueline Kennedy. Lumea îl cunoștea precum John. Bărbatul frumos, în vârstă de 38 de ani, în momentul morții sale, se afla la bordul avionului său privat când aeronava se prăbușește în apele Atlanticului. În avion se afla el, soția și sora acesteia. Nimeni n-a supraviețuit. Se îndreptau spre nunta vărului Rory Kennedy, acesta fiind cel mai mic copil al lui Bob Kennedy. Succesiunea tragediilor nu se oprește odată cu noul mileniu. Depresiile și nefericirile din această familie au rămas prezente și au împânzit pe cine au putut, până la cele mai îndepărtate grade de rudenie. După ce nunta lui Rory, mezinul lui Bob, fusese întunecată de vestea decesului vărului său, o altă cumnată își ia zilele din cauza depresiei. Bob Kennedy, având 11 copii, soția celui de-al treilea fiu și-a pus capăt zilelor în vila ei după lupte îndelungate cu drogurile, cu alcoolul și, evident, depresiile. Ajungem în 2012 cu această poveste. În august 2019, dragii mei, un amestec letal de alcool și de droguri duce la moartea tinerei și frumoasei soarezi Roisanne, fiica lui Courtney, cea de-a cincea fiică a lui Bob Kennedy. Pe 2 aprilie 2020 are loc cea mai recentă tragedie în ordinea timpului și ultima pe care o notăm astăzi în lista noastră. Are loc moartea lui Maeve Fay, în vârstă de 40 de ani, și a fiului ei, Gideon, de numai 8 ani.
Maeve era fica lui Kathleen, fica cea mare a lui Bob Kennedy, iar decesul ei și al fiului survine prin înnecare. Presa din întreaga lume a scris despre această tragedie recentă. Există câteva cărți apărute despre dinamica familiei Kennedy și chiar și un serial de televiziune care a încercat să mai romanțeze puțin tragediile ce au bântuit prin acest clan. Mi-ar plăcea să aflăm și povești fericite. Poate că sunt, însă dacă le vom descoperi, cu siguranță vom fi încântați să le repovestim data viitoare. Până atunci, Otilia, povestitoarea voastră de astăzi, vă mulțumește pentru răbdare, pentru că i-ați fost alături până la final și vă așteaptă la noi povești. La revedere!